Salutare fraților, bine v-am găsit la un nou episod, eu sunt doar Dinamo București și astăzi vin cu o nouă știre. Exclusiv, Dinamo negociază în aceste momente cu Florin Bejan, fostul fundaș al celor de la Astra. S-a scris astăzi pe GSP că Florin Bejan ar fi și nu că ar fi, negociază cu Dinamo, iar în orele ce urmează s-ar putea să se perfecteze contractul lui și să fie prezentat de Dinamo. El rămâne liber de contract după ce a avut probleme financiare la Astra, n-a mai fost plătit în luni de zile și n-a mai vrut să mai rămână la Astra. Eu îl aștept cu brațele deschise, Bejan ar fi al treilea transfer după Cătălin Straton și Alexandru Răuță, aduși de la Dunăra Cărăraș, respectiv de la FC Voluntari. El are în acest sezon 28 de meciuri jucate, un gol marcat, 2 cartonașe roșii și 7 galbene încasate, 750.000 de euro, cota de piață a lui Florin Bejan. Eu nu sincer să fiu, îmi place acest jucător, dar îmi plăcea mult mai mult dacă se gândea la Mike Sestor, dar și acest jucător este unul bun. Eu zic că ar putea să facă treabă la Dinamo și va aduce un plus pentru această echipă. Chiar dacă el vine liber de contract, când Dinamo nu mai așa a luat în ultima vreme, numai jucători liberi de contract. Cătălin Straton, Alexandru Răuță sunt două nume care au fost luate liber de contract. În aceste momente negociază la ring cu oamenii din conducerea câinilor, se mai spune aici. Eu îl aștept, scrieți și voi în comentarii dacă vă place acest transfer sau nu. Eu zic că e un transfer bunicel. Deci cam atât a fost cu episodul de azi. Nu uitați să lăsați un like și un subscribe. Eu am fost doar Dinamo București și ne revedem data viitoare cu un nou episod. Pa, pa!